When I was young, never needed anyone. Making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. When I dial the telephone, nobody's home. Obscure remains the cure. Madalina Coca, voi face un gest de mare curaj, voi încerca să cobor alături de tine această scară a învingătorilor. Mulțumesc! Okay. Madalina Coca, Toca Toca. Un moment extraordinar la Vocea României. Smiley, începem cu tine! Pentru că te pricepi. Da, Vocea României este un concurs în care oamenii vin și cântă cover-uri ca să ne arate cât de buni sunt ca vocaliști. Au alegerea să le cânte cât mai aproape de original sau să le interpreteze într-o variantă proprie. De data asta tu ai ales să te apropii foarte tare de original. Bă, deci la un moment dat am crezut că a spus CD-ul. Da. Serios, mă uitam, zic, bă, asta e CD. Madalina, ești un acrobat vocal. Mă uitam. Acrobat vocal. Mă uitam și așteptam să iei nota aia înaltă. Parcă mă uitam la o săritoare cu prăjina.
cum își ia avânt așa, cu prăjina mână, știi? Hai, și mă uitam, zic, mamă, o sări. Și am văzut că, dacă sunteți atenți, să și aude când trage aer. Da. A fost așa. S-a și văzut. O iau sau nu o iau? A fost un moment. Felicitări pentru acrobațiile vocale. Bravo. Mădălina Coca, această Serghei Bubca de la Vocea României. Tudor Chirilă. E important că mi-a fost frică că o să cobori scara aia în timp ce cânți și mai bine că nu. Aș vrea să-i mulțumesc... Nu puteam, era imposibil. Aș vrea să-i mulțumesc post-mortem lui Serghei Rachmaninov pentru prima parte a piesei, după o rapsodie de temă, pe temă de Paganini, strofa, extraordinară piesă. Mie mi s-a părut că s-a încercat și ceva diferit cu finalul ăsta, așa e în original? Nu, nu așa acea e, creștere. Deci e până la un punct, cum zice Smiley, pentru că în final s-a încercat o... împachetarea altfel a acelui crescendo întrepte vocal. Este un moment de Vocea României, categoric, ai o voce excelentă. Mulțumesc frumos! Irina Rimes! Ți s-a ridicat părul în cap! Scurt și la obiect, pentru că n-am auzit asta, îmi pare rău. Ți s-a ridicat părul în cap, ceea ce este aproape real. Andrei s-a făcut pielea de găină, mie mi s-a făcut... Mâini, mi s-a ridicat și de pe mâini. Sacoul vestă. Scurt și la obiect, cred că e o prestație cu care te vei mândri pe viitor mult timp de acum înainte. A sunat, nu știu, la un moment dat mă gândeam, bă, avem Michael Jackson, acum avem și Celine Dion. A sunat atât de Celine Dion și atât de bine... că m-am transpus cumva la un concert. Atât de Celine Dion, băi, că tu ai auzit Michael Jackson. Ne-am apropiat, eu n-am reușit să văd concertul lui Celine Dion de la Las Vegas. Îți mulțumim că ne-ai adus mai aproape, știi? Eu nu pot decât să fiu mândru. Îți dai seama, am fost pe aceeași scenă cu Michael Jackson și Celine Dion. Și culmea, și cu Andra. Îmi dați voie să mă ridic, vă rog. Te rog. Doar așa pot să vorbesc în fața unei voci atât de mari. Eu am stat în picioare de la început. Mădălina. Tu îți dai seama ce se întâmplă, eu te cunosc, eu știu ce poți. Dar faptul că în această seară ai fost asociată cu voci, cele mai mari voci ale lumii, unele dintre cele mai, Whitney Houston, Celine Dion, oare ce aș putea să mai adaug eu? Decât să mă înclin în fața ta și să spun că ești Vocea României.